Temperaturile ridicate din ultimele luni și lipsa ninsorii par la prima vedere o binecuvântare pentru cei cărora nu le place sezonul rece. Din păcate, dezavantajele vremii frumoase sunt mult mai mari. Specialiștii Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală atrag atenția că recolta de anul acesta va scădea dramatic din cauza lipsei zăpezii. Mai mult de jumătate din culturi nu au răsărit și riscă să înghețe în pământ. Un strat de zăpadă, dacă ar fi la această oră peste semănături, sigur că ar constitui ca o plapumă și am avea garanția că totuși culturile în primăvară nu ar avea de suferit. În orice caz, față de anul trecut, producția va fi cu siguranță mai mică. Tot lipsa de precipitații le-a dat planurile peste cap agricultorilor și în toamnă, aproape un sfert din suprafețele de teren programate a fi cultivate au rămas nearate din lipsa ploilor. Dintr-un program de 13.160 de hectare la nivelul județului Gorj, am realizat 10.300 de hectare, deci în raport de 77%. Este bine știut, seceta care a fost instalată în toamna anului trecut, din luna iulie și până în decembrie. În județul Gorj au fost cultivate cu greu mai puțin de 8.000 de hectare de teren, iar peste 65.000 de hectare urmează a fi însămânțate cu porumb în primăvară.